Bună seara! Bună seara! Aveți iar probleme la Burlacu, Cahul? Da, vreau să vă comunic că locuitorii satului nostru au achitat câte 2970 de lei pentru conectarea la gaze naturale, plus 200 de lei pentru proiectul nemijlocit și pentru gazificarea satului. Prețurile sunt foarte mici. Eu nu cred că numai 3.000 de lei trebuie să plătești pentru conectare la gaz. Poate mai de mult o fost asta. Păi vă zic, în 2009-2008, inclusiv și 2010, s-au achitat 2970 fiecare cetățean, plus câte 200 de lei pentru proiectare. Și o parte din cetățeni, o parte din locuitorii ai satului au fost conectați atunci. Inclusiv și noi suntem trei străzi. La noi e bine și frumos. Acum, cetățenii care nu au gaz s-au adresat la mine cumva dacă aș putea eu să mă implic, să vadă de ce ei nu au gaz, mai ales o parte din o stradă care le-a fost săpat tranșee prin fața porții și țava a fost dusă hăisa peste râpă la casa deputatei de la Partidul Democrat, Bacalu Elena. Aceasta a fost în anul trecut. Dar nu era în proiect așa să meargă conducta? Nu era așa. Din câte acum am înțeles, primarul a fost presat de către Bacalu Elena să facă modificările respective, dar să treacă așa, cum v-am zis, hăisa peste râpă, drept la casa ei. Dar și primarul gestionează lucrări de construcție a unei conducte de gaz, nu e o firmă specializată, nu e Moldova Gaz sau cine se ocupă de chestia. Păi Moldova... Primarul nu face nimic, el exercită funcția de manager în sat. Sau el trebuia să dea vreo autorizație ceva, să apropie modificarea proiectului. Posibil și modificarea proiectului, că acum din câte eu acum am dezghiocat, asta am dedus eu acum, că el a fost presat ca să facă modificările acestea. Deoarece logic, Brega, dacă este un proiect stabilit de proiectanți, cum a fost respectat proiectul străzile este trei care am fost noi conectați, efectiv, așa trebuia și acolo. Dar logic, când vezi că țava trece prin fața gospodarilor a 15 gospodării și el pleacă hăisa la Bacalu Elena. Din 660, în 2009... Dacă nu era în proiect și oamenii care au plătit și erau în proiect nu au gaz. Exact așa s-a primit. Țava care a ajuns la strada Valea Ruștii, ei nici nu achitase. Poate era un proiect, nu vreau să zic, dar ei nu achitase suma de 2970. Acești cetățeni, listele care vi le-am expediat, eu vă rog să le publicați, pe strada Unirii, ei au achitat încă din 2009-2008. 2009-2008, 2970 de lei au achitat. Deci banii achitați de cetățenii pe aceste străzi au mers posibil acolo. Dar cum deputata Bacalu a fost conectată abia anul trecut, dar dumneavoastră, mahalaua dumneavoastră, ați fost conectat atunci, 10 ani în urmă? Înseamnă că ei lucrează permanent, revin oricând la magistrală, la conducta asta, sau cum fac? Ei acum spun cu un fel că așa parcă ar face, pe bucăți, precum că satul nostru nu este atât de dezavantajat. Mai sunt sati chiar care deloc nu sunt conectate. Și asta ei îmi spun. Noi atunci am fost conectați deoarece trebuia să suntem aproape de fabrica de vin. Și odată conectându-se fabrica de vin, că vreau să vă zic, noi avem 6 agenții economici conectați. Și posibil asta a fost procedura, că noi repede atunci ne-am mobilizat și am fost conectați la rețelele de gaz. Moldova Gaz nu are muncitori destui sau de ce drămuiește așa?
arterele, ramurile astea pe care le completează. Dacă au plătit oamenii 10 ani în urmă, trebuia să-i conecteze atunci, 10 ani în urmă, sau măcar 5 ani în urmă. Dar așa, nici acum n-au de gând, adică v-ați adresat, ce plan au? Ei ne spun că, da, m-am adresat telefonic, prin cereri înscrise m-am adresat din partea cetățenilor, acum așteptăm răspunsul. Și ei ce spun? Ne spun că pentru anul acesta, în fel, nu a fost nimic alocat, dar pentru anul viitor se știe și în primărie, deci 200 de mii sunt alocați. Da, și ne știe ce o mai fi și până la anul viitor. Deci trebuie să mai plătească și primăria, noi suntem că plătit oamenii. Deci sunt alocați, ia că procedura aceasta nu vă pot să vă explic, credeți-mă. Dar ceea ce am făcut eu ca să am depus aceste adresări la Cahul Gaz, cereri și prin care am motivat, am scris că sunt dezavantajați și discriminați și de ce țava a trecut prin poarta cuiva, prin poarta lor și ei n-au fost conectați. Asta e... Când discriminați oamenii pe un anumit criteriu, poate fi sesizat Consiliul pentru Egalitate. Dacă credeți că a fost vorba de corupție politică, trebuie sesizat CNA. Dacă credeți că încalcă drepturile consumatorilor cu oamenii au plătit pentru serviciu și serviciul nu le-a fost prestat, adresați-vă la Agenția pentru Protecția Consumatorilor. Eventual, vă puteți sau se pot oamenii adresa la ANRE, nu? Sunt atâtea instituții în stat care ar trebui să vegheze buna apreciere a serviciilor, respectarea drepturilor oamenilor. O să încercăm, pentru că încă în anul trecut, când a fost în vizită Dodon la noi, la Burlacu, la gospodării vitivinicolă, acolo s-au adresat cu această întrebare cetățenii mijlocit care locuiesc pe această stradă. Și el în gura mare spune că eu mă ocup personal de această problemă. Gaz veți avea. Și astăzi eu când îi spun domnului Păcuraru, care este inginer la Cahul Gaz, lui îi pare rău, nu spune nici de Dodon și de Fleacon. Da, și e rău. Că de ce le invocați pe Dodon sau îi pare rău de situația creată? Câți oameni n-au gaz? Au plătit și n-au gaz? Of, dintre aceștia vă dați seama din 54 de liste care le-am dus noi la Cahul, s-a constatat că mulți dintre ei sunt și decedați care au plătit și ei n-au mai văzut acolo gaz în casă la dânșă. Sau case care s-au vândut de două ori pe un loc. Sau este o parte din cetățeni care și-au retras sumele de bani. Cum? Deci au văzut că atâta 10 ani de când ei n-au fost conectați și-au luat acei 2970. I-au retras, de unde nu știu. Dar i-au retras. S-au dus la Cahul Gaz și-au cerut banii înapoi. Posibil, procedura care este. Interesant. Și acum, vă zic, altă listă care le-am prezentat-o în număr de 24, iarăși Strada Unirii, toți aici au achitat. I-am prezentat-o prin rețeaua Viber și dumnealui spune că nu-mi trimite nici Viber, că eu nu o să primesc Viber. Păi atunci noi o să trimitem prin o poștă e-mail mai departe. E-mail sau scrisoare recomandată ca să răspundă conform legii la o petiție, nu? Bine, dar nu-i scrisoare de dragoste. I-am trimis un act cu semnături gospodarilor. Deci vreo sute de gospodării. Care astăzi am expediat. În total neconectați, dacă are plătit. Undeva, în jur de. Avem 6 agenții economici conectați. Am zis 258 de gospodari casnici sunt conectați. Dar o parte, lăsați așa. Un sfert din gospodării nu sunt conectate. Chiar dacă plătiți. Da, problemă serioasă. Și primarul ce zici? Că înțeleg că nu e la primul mandat, el știe de la bun început situația asta. Și dumnealui este indignat de tare situații. Dumnealui tot bate pe la ușile lor. El cu deputata Bacalu ca și eu. Promis. Ce înțelegere au avut cu deputata Bacalu ca să treacă pe la casa ei? Ei, înțelegere. Parcă nu cred. Nu știe ce era înainte cu PD-ul. Dacă bătea cu... Sau ce? L-o somat, l-o obligat?
Acum realizez și eu cam așa și multă lume de părerea asta. Subordonează decât alegătorilor săi, nu subordonează nici deputaților, nici ministrilor. Se numește cum se numește asta? Autonomie locală și suveranitate și mai cum vrei, independentă. Sau el depindea de fonduri de la guvern. Nu, în chestia asta chiar nu pot să mă dau cu părerea, dar până la urmă așa se vehiculează. Eu nu l-acuz pe dânsul, pentru că vă zic, toți spun că da, primar, și într-adevăr așa și este, că el e mic de statură, dar e ageră, iute, dumnealui nu... Ageră, dar iată, un sfert din populația satului nu-i conectată, o plătit de 10 ani și asta e strigător la CEDO. E și bani, proprietate privată care e... Pântă, nu? Și dacă ai dat banul, trebuie să primești serviciul sau produsul. Altfel se cheamă escrocherie, nu? Proiectul cel e foarte important. Pentru ce s-au mai dat bani de proiect? Dacă el s-a încălcat și s-a dus țava peste râpă. Pentru că e deputată. Și mare brândă. De la noi așa s-a procedat. Corupție, probabil. Deci ar trebui de aia, dar să vedem dacă reacționează mass media. Da, pentru că eu mă simt, deci vă spuneam că îmi scriau în privat, mă și sunau, chiar din de psihotare tot îmi scriau, dar de ce și noi așa, de ce nu avem gaz? Și deci chiar am luat așa la o îndrăzneală și am sunat. Să organizeze și să încurajeze oamenii să le spună ce drepturi au, că oamenii cel mai des nu au timp, nu au curaj sau nu au informații, nu știu unde să se ducă cu documentul, cu dovada plății, cu bonul cel de casă și eventual contract sau ce mai avea. Dar așa și e, așa și e, cum spui, Mata, că deci sunt gospodari, sunt locuitori, sunt conducători auto, care ei sunt absolut, dar sunt agricultori, dar sunt plugari, care ei absolut tot timpul sunt ocupați. Ei poate nici paștile nu-l fac. Eu cunosc lumea, cunosc cetățenii de acolo la noi. Satul e viu, un sat sănătos, să zicem, cu agricultură dezvoltată, cu un serelie bine dezvoltat, pus pe roate. Este lumea care muncește pe la trei rat, la... Nu putem să spunem că suntem. Și atunci când ei, într-adevăr, el se apropie și spune, Doamne Tamara, iată, noi nu știm unde ne ducem, da, ne ajutați, sau oferiți-mi vreun număr de telefon, sau cum ne ajutați, sau ca cetățean, o veniți să-l... Deci și eu vă zic, îmi pare așa... Și plus la aceasta să mă acuze pe curarul că dumneavoastră prea târziu, mă acuză cum fiu prea târziu, m-am implicat și cum fiu că eu aș fi încurcat. Zic, nu, descurcarea o să fie atunci când o să fie conectați toți oamenii care au plătit câte 2970 de lei 10 ani în urmă, plus suma pentru proiectare. Dacă asta să calculez dobânda, cred că suma asta trebuie să dubleze sau tripleze, nu? În 10 ani. Dacă punea banii ăștia la bancă. Dar așa i-o folosit. Treaba lor cum. Dar trebuie să răspund acum, conform legii. Dar vă dați seama, este lumii decedate. Așa și este. Sunt care au capul familiei decedat și el nu a mai văzut gaz albastru. Și-o scos de la gura copiilor. O scos din bugetul familiei. Sumă mare, 3.000 de lei era sumă mare atunci, 10 ani în urmă. Deci vă rog să publicați acest interviu și vă rog publicați chiar și listele cetățenilor cu bonurile de plată, cu numele, să fie public. Probe care sunt probe confirmative, că lumea a achitat și până astăzi nu are gaz. Bun, dar asta își probă că ei n-au făcut până acum nimic să-și apere drepturile și interesele. Bă, deci răspunsul cel care de la Anriev l-am expediat dumneavoastră este răspunsul la plângerea cetățenilor din toamna trecută. Acum un an. Da. La 10 ani au tot așteptat, au tot răbdat. Da, eu vă mulțumesc pentru interviu. Mulțumesc pentru încredere, ținem legătura, sperăm să auzim și de bine. Sănătate! Iată, doamnă, vă spun.